Vă spun din nou bună seara și sper că v-am găsit bine pe toți la această emisiune Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și vă propun din nou să facem o incursiune în ceea ce privește identitatea Bisericii Pentecostale. De data aceasta ne vom duce în istoria Bisericii Pentecostale, o istorie care este extrem de bogată și cred că ne va folosi tuturor ca și o lecție pentru ceea ce este creștinismul astăzi. În această seară, împreună cu mine, în dialog, este domnul Ciprian Balaban, lector universitar la Institutul Teologic Pentecostal. Vă spun bună seara și bine ați venit! Bună seara tuturor! Mă bucur să fim în acest dialog despre istoria Bisericii Pentecostale și din ceea ce am citit și văzut, sunteți unul dintre cei care vă ocupați în cadrul Institutului Teologic Pentecostal cu studiul istoriei Bisericii Pentecostale. Cum s-a născut această pasiune în dumneavoastră de a studia istoria Bisericii Pentecostale? Pot să spun că această pasiune s-a născut în timpul facultății de teologie, când audiam prelegerile profesorului Andreescu Valeriu. S-a născut în mine dragostea pentru istorie. Chiar după ce am terminat facultatea de teologie, m-am înscris și la facultatea de istorie, apoi am făcut masterat în istorie, doctorat în istoria bisericii și domeniul meu de cercetare cel mai direct este istoria Bisericii Pentecostale din România. V-a plăcut și istoria și în liceu? Sau numai în... Nu pot să spun că mi-a displăcut, dar profesorul Andreescu, prin artificiile istorice pe care le făcea, pur și simplu a făcut istoria mult mai plăcută. Chiar îmi amintesc, o colegă spunea în timp ce audia prelegerile, ce mult mi-aș dori să fie bunicul meu. La fratele Andreescu să fie bunicul meu și eu spuneam la fel, da, ca să putem discuta mai mult, să ascultăm mai mult. Deci dânsul îi plăcea să povestească istoria în așa fel încât să captiveze pe cei care o ascultau, care ascultau susirea aceasta cu privire la istoria Bisericii Pentecostale. Aș vrea să vă întreb mai întâi de toate, care este originea mișcării pentecostale în lume? Cum a apărut mișcarea pentecostală în lume? Ca și rădăcini directe, putem să le găsim în Biserica Metodistă, întemeiată de John Wesley, în Anglia, de-a lungul secolului XVIII, apoi în mișcarea metodistă din Statele Unite ale Americii a apărut o grupare cu nuanțe interconfesionale, dar majoritatea dintre ei erau de fapt metodiști, mișcarea Sfințeniei. În cadrul acestui grup au existat experiențe de tip pentecostal de-a lungul secolului XIX, dar practic mișcarea pentecostală modernă putem să spunem că a început la 1 ianuarie 1901 în școala deschisă de Charles Fox Parham în Topeka, în statul Kansas. Aici acesta este momentul începerii mișcării pentecostale moderne. De ce? Pentru că, pentru prima dată în istoria care a fost consemnată, întâlnim credința că botezul, că vorbirea în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt, cu experimentarea acesteia, când o fată care era înscrisă la această școală biblică, pe nume Agnes Osman, a trăit această experiență și toți erau de acord că acesta este semnul unic și distinctiv al botezului cu Duhul Sfânt, ceea ce este specific pentru mișcarea pentecostală modernă. Credința în această experiență a botezului cu Duhul Sfânt și în darurile Duhului Sfânt, în harisme, în manifestarea harismelor. Apoi, mai târziu,
Răspândirea, să spunem, a mișcării penticostale în lumea întreagă este legată de lucrarea unei persoane de culoare, William Josey Seymour. William Josey Seymour a studiat cu Charles Fox Parham în 1905 în statul Texas, în orașul Houston, tot la o astfel de școală biblică. William Seymour își dorea mult să studieze împreună cu Parham. Era problema segregării rasiale, pentru că Parham și toți ceilalți din școală erau albi și acum trebuia să primească un student negru la acea școală. Au găsit o soluție de compromis, să lase ușa deschisă și Seymour să stea pe hol. Nu știm cum se numeau ceilalți studenți, dar numele lui Seymour a rămas legat de o renaștere spirituală foarte puternică în Los Angeles, pe strada Azusa la numărul 312, unde timp de 3 ani de zile, din 1906 până în 1909, a fost permanent rugăciune. Nu s-a oprit rugăciunea, cam 3 ani și jumătate, se spune, la acea locație, unde au participat persoane din lumea întreagă și astfel mișcarea penticostală avea să se răspândească în întreaga America și chiar au venit persoane din alte părți ale lumii care au fost martori acolo în Los Angeles, pe strada Azusa, și au dus credința penticostală în diferite părți ale lumii. Cum a ajuns la noi? Am înțeles că s-a născut în contextul bisericilor din Statele Unite. Cum a ajuns mișcarea penticostală în România și în Europa și în România? Începutul mișcării penticostale în România este în mod direct legat de numele lui Gheorghe Bradin din Păuliș. Acum e în județul Arad, pe vremea aceea era o altă împărțire teritorială. Practic, Gheorghe și soția lui Persida Bradin au aflat de la consăteni care au fost în Statele Unite ale Americii despre mișcarea penticostală, despre vindecarea prin credință care se manifesta în grupurile penticostale, despre harisme, despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, și își doreau foarte mult, în special pentru sora Persida, care avea o sănătate foarte șubredă, să fie vindecată. Ea suferea de hidropizie, de tuberculoză și de bazedou. De hidropizie și tuberculoză a fost vindecată în mod miraculos. La un moment dat, când practic a avut un moment în care a crezut că moare, în urma rugăciunii a fost vindecată în iunie 1922. Între timp, ei citiseră o broșură penticostală numită Adevărul Biblic și au scris pentru a cere lămuriri despre această credință la adresa din Statele Unite. Au primit răspunsul în septembrie 1922. Răspunsul au primit de la presbiterul Pavel Budian din Statele Unite, care era și el plecat din județul Arad în state. Și după ce au primit acest răspuns, i-au decis să devină penticostali. Pe data de 10 septembrie 1922 se consideră că s-a deschis prima biserică penticostală din România. La Păuliș? Sau? Da, la Păuliș. Era practic fratele Gheorghe cu sora Persida. Ei descriu acest prim serviciu penticostal ca un șir de 7 rugăciuni. Fiecare o dată, unul o dată, altul, spuneau ei, ca și Ilie când s-a rugat să plouă. Apoi s-au alăturat și alte persoane până spre sfârșitul anului 1922, erau cam 30 de persoane. Mai târziu, când Pavel Budian vizitează România în 1924, deja erau cam 50 de persoane. Acum, pe lângă acest grup
din județul Arad, deci din Păuliș, au existat începuturi penticostale și în alte părți ale țării. Discuția ar fi destul de lungă, dar, ca să spunem așa, în ce privește Bucovina, avem ca și ani de început mai multe variante, care merg din 1911 până prin 1918, și avem mai multe nume, cum ar fi Filaret Rotaru, Gheorghe Păduche, Gavril Cârstian, avem mai multe locații pentru această perioadă, cum ar fi Bilca, Vicovu de Sus, da, și alte localități din zonă. Ele au fost aduse în cercetare mai târziu, aș putea spune după Revoluție, până atunci nu se prea cunoștea despre începuturile penticostale în aceste zone, în această zonă a Bucovinei. Ar fi o discuție lungă ca să vă spun de ce nu se cunoștea și care ar fi explicația, dar aș putea spune că, pe de o parte, în zona Bucovinei am putea să avem două origini ale penticostalismului. Ar putea să fie de origine americană, adică din Statele Unite, dar și din Rusia. În Rusia exista încă în secolul XIX o grupare numită Prigunii, care aveau astfel de manifestări de tip penticostal, chiar dacă ei nu se numeau penticostali. A mai existat și un grup penticostal care cu certitudine a fost înainte de gruparea din zona Păuliș, în localitățile din jurul orașului Mediaș, Dârlos, Curciu, unde sunt două variante. Prin 1918 sau 1921 au fost primii penticostali în zonă. Oricum, amândouă preced mișcarea de la Păuliș, dar această mișcare penticostală din județul Sibiu a rămas în interiorul etniei sase, săsești, din zonă, deci nu s-a răspândit între mișcarea penticostală între români, ca să spunem așa. Gruparea inițiată de Gheorghe Bradin la Păuliș a fost cea care până la urmă s-a impus în întreaga țară și, ca să spunem așa, rămâne acest stâlp în istorie, pentru că a fost primul grup care a căutat recunoaștere oficială. Prin răspunsul negativ la cererea de recunoaștere... Cei de la Păuliș au fost primul grup, da? Da, deci putem să spunem că, chiar dacă celelalte le-au precedat, din diverse motive, în istorie așa a rămas că Gheorghe și Persina Bradin au fost primii penticostali, deși avem certitudinea că au fost alții înainte, dar acest grup a devenit foarte cunoscut și a eclipsat, să spunem, istoric celelalte grupuri, cel puțin, deci, pentru 70-80 de ani, da? Doar cercetările recente indică mai mult spre celelalte grupuri. Și ei au cerut recunoaștere oficială, da? Grupul acesta. Da, practic când Pavel Budian a vizitat România, el venind din Statele Unite avea această idee a libertății, a libertății religioase, și i-a îndemnat să facă o cerere de recunoaștere oficială pentru a nu mai fi persecutați de jandarmi. Și atunci au fost recunoscută Biserica Penticostală în urma acelei cereri sau a mai nu, durat? Răspunsul a fost negativ. Cererea s-a făcut la finalul anului 1924, răspunsul a venit în ianuarie 1925, dar acest răspuns negativ, care a fost publicat în diverse ziare, a făcut ca mulți din țară care auziseră despre penticostali, care simpatizau cu mișcarea penticostală, să afle că există un grup destul de mare de penticostali în zona Păuliș. Gheorghe Bradin mărturisește că a primit multe scrisori din țară de la persoane care erau interesate de credința penticostală și chiar au fost persoane care au venit în Păuliș și l-au căutat ca să afle mai mult despre credința penticostală. Și ați menționat Suceava, ați menționat Arad,
ce știm noi astăzi, că este Arad, zona Păuliș din județul Arad. Ați menționat lucrarea între nemți în media și în județul Sibiu. Legat de București, cum s-a, dacă tot suntem la această discuție geografică, când a apărut primele biserici în București? Prima biserică penticostală în București a fost deschisă de Eugen Bodor. După un stagiu de studii la școala biblică penticostală din Danzig, acum se numește Gdansk, este un oraș din Polonia, atunci se numea Danzig, avea un statut de oraș independent, preferat din acest motiv de misiuni. A venit în București, el mutându-se din Suceava la București, cu ideea tocmai de a deschide o biserică penticostală, văzând potențialul unui oraș mare. Aceasta se întâmplă prin anul 1933. Apoi, fiind în acea perioadă două grupări penticostale, și cea de-a doua își deschide o biserică în București, cu timpul Eugen Bodor se retrage, se pare că aceia s-au repliat pe la celălalt grup care era, și în timpul războiului, când și mișcarea penticostală, penticostal din România erau de fapt în mișcarea baptistă, atunci se pare că s-a născut o a treia grupare penticostală în București, care are origine tocmai aici, dovedite prin cercetare istorică, și se naște o a treia grupare care are sediu principal în București, și cele trei grupuri se vor uni după al doilea război mondial. Dacă ar fi să vă întreb, cum ați vedea și cum ați împărți istoria Bisericii Penticostale din România? Care ar fi etapele istorice în dezvoltarea mișcării penticostale? Prima etapă este, să zicem așa, anii 1922-1938. Este o perioadă caracterizată de multă persecuție împotriva penticostalilor, care nu aveau parte de o recunoaștere oficială. Apoi, când persecuția s-a întețit, între anii 1938-1945, începe o altă perioadă în istoria Bisericii Penticostale din România. La început, în 1938, se încearcă o intrare în Asociația Baptiștilor Independenți, o grupare destul de mică, nu era vorba de cultul baptist. Această înțelegere a eșuat în scurt timp, dar apoi Gheorghe Bradin negociază cu Iacob Iosif, care era președintele filialei Arad a cultului baptist, intrarea în cultul baptist a penticostalilor. Aici avem un episod foarte frumos de colaborare între baptiști și penticostali. Biserica baptistă avea recunoaștere oficială în acea perioadă și astfel penticostali, intrând în cultul baptist, se puteau bucura de puțin răgaz dat de libertate. Dar în această perioadă, nu pentru mult timp, s-au bucurat de libertate, pentru că în 1942 și Biserica Baptistă a fost scoasă în afara legii. Mulți credincioși, penticostali și baptiști, acum împreună, au avut parte de condamnări de câte 25 de ani de muncă silnică, deportări. Au fost persoane care au fost trimise pe front, în linia întâi, în această perioadă, din cauza credinței lor penticostale. Apoi, după al doilea război mondial, începând cu anul 1945, este o perioadă de relativă libertate pentru România și se regrupează, ies din nou cele trei grupuri penticostale, care la început primesc o recunoaștere, o semi-recunoaștere oficială, așa, temporară,
Ele practic sunt constrânse de guvernul comunist să se unească între ele pentru a primi recunoaștere oficială ca și cultul penticostal. Centralizarea a fost modelul de constrângere, da, și modelul pentru conducerea comunistă, astfel că începând cu 1950, când este recunoscut cultul penticostal, așa cum am spus, prin obligația de a se uni într-un singur grup, atunci s-a impus și o federație a cultelor evanghelice, dar nu cu scopuri bune din partea conducerii din vremea respectivă a conducerii comuniste, ci tocmai pentru constrângere, disciplinare, urmărire și chiar distrugere a acestor confesiuni evanghelice. Astfel că din 1950, după primirea recunoașterii oficiale, avem recunoaștere oficială, totuși limitarea religioasă continuă în perioada comunistă. Această etapă durează până în 1989. Revoluția face schimbări în toate domeniile de viață din România și am putea spune că ultima etapă în care trăim astăzi a început în anul 1990, în care, bineînțeles, schimbările se văd și în contextul în care trăiește Biserica Penticostală din România. Deci cumva putea spune că până în 38 a fost etapa de înființare, nașterea Bisericii Penticostale, din 38 încercarea de recunoaștere legală și anumite asocieri pentru a păstra legalitatea Bisericii Penticostale, inclusiv intrarea în bisericile baptiste, dar cu scopul de a obține legalitatea, înțeleg eu, mai mult, de a avea un statut legal, după care 1950 recunoașterea legală a cultului penticostal, dar și opresiunea comunistă prin care trec și bisericile penticostale, iar din 1990 perioada de libertate. Sper că le-a marcat destul de bine. Da. De la bun început, penticostalii au încercat să obțină recunoaștere oficială. Din păcate s-a obținut doar în perioada comunistă și aceasta a făcut ca guvernul comunist, conducerea comunistă, securitatea să aibă un discurs aparte față de penticostali, aducându-le aminte că doar noi v-am dat recunoaștere oficială, da? Până atunci ați avut bătaia jandarmului, ați avut condamnări la muncă silnică și doar noi v-am dat recunoaștere oficială. În perioada interbelică era greu pentru o confesiune nouă, cum era Biserica Penticostală, să primească recunoaștere oficială. Să nu uităm, eram după Marea Unire, exista o temere, pe de o parte, exista o temere că maghiarii sau ar încerca cumva să atragă românii la alte confesiuni pentru a-i desnaționaliza, iar pe de altă parte exista frica că penticostalii sunt de fapt comuniști sub acoperire. Vedeți, de obicei, în persecuția religioasă, motivația nu este una religioasă, când cineva este persecutat din punct de vedere religios, ci este o motivație politică. Așa a fost în vremea Domnului Iisus și de-a lungul istoriei, cam întotdeauna motivațiile erau politice pentru care credincioșii au fost persecutați. Dacă tot am vorbit de perioada comunistă, autorul epistolei către evrei spune: aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Și aș vrea să vă propun să ne enunțați și să ne aduceți la lumină câteva nume din această istorie a Bisericii Penticostale, acei slujitori care au avut o contribuție deosebită în lucrarea bisericilor penticostale din România și acei slujitori care au fost persecutați în comunism, dacă puteți să ne dați câteva nume și chiar să ne spuneți câte ceva despre fiecare dintre ei.
Au fost, ca să spunem așa, o listă a celor care au suferit, nu numai în perioada comunistă, sunt martiri și în perioada interbelică și în perioada războiului mondial, dar în perioada comunistă au fost multe condamnări, mai puțin martiri. Dacă începem de la început, putem să spunem că primul martir al Bisericii Pentecostale din România este Partenie Pera. El este din Lipova, din județul Arad. În anul 1927 a decedat în urma unei bătăi primite de la jandarmi, după câteva săptămâni de suferință. A fost bătut împreună cu Mihai Olar la tălpi cu lanțuri. Mihai Olar și-a revenit, dar Partenie Pera nu și-a mai revenit. Au rămas atunci doi copii orfani. Tot în 1927 mai avem un nume de martir, Dumitru Pernevan. În vara anului 1927 a fost bătut pentru că a predicat Evanghelia de un grup de oameni aflați în stare de ebrietate și la fel după câteva zile a decedat. Din Bucovina, din Bilca, în 1935, Gavril Cârstian a decedat tot în urma unei bătăi primite de la jandarmi. Și un al patrulea martir din perioada interbelică, cărui nume nu-l cunoaștem, dar știm că a decedat în închisoare în decembrie 1936, este publicat într-un număr al revistei Cuvântul Adevărului din anul 1937, dar nu se dă numele acestei persoane. El era închis acolo pentru credința sa penticostală. Bineînțeles, pe lângă aceștia sunt martirii, dar mulți au fost care au suferit. Credincioșii penticostali în perioada interbelică erau obișnuiți cu să fie bătuți pentru credința lor, ca și o situație aparte. S-a întâmplat în Ilva Mare, unde în zi de târg credincioșii penticostali au fost înhămați la căruță încărcată cu pietre pe care au fost puși să o transporte. Erau bătuți în același timp chiar și copiii și în Maierul, în aceeași perioadă, au fost foarte mulți credincioși penticostali bătuți în această persecuție. În perioada războiului mondial, cum am spus, mulți credincioși, atât penticostali cât și baptiști, au fost condamnați la câte 25 de ani de muncă silnică. În închisoarea din Cernăuți au fost mulți credincioși de-a noștri închiși în această perioadă și se păstrează relatări despre minunile care s-au produs în mijlocul lor. De exemplu, într-o închisoare de femei din Cernăuți, când nu mai aveau mâncare, a apărut un bărbat cu un sac de pâine. Sacul a rămas, bărbatul a dispărut, da? Doar cât l-a adus. Și au avut pâine, au avut mâncare. Când a venit frontul rusesc înspre România, cei din închisoare au fost eliberați, au putut să plece, să retragă din calea frontului. Dar am putea să spunem că avem și în această perioadă consemnarea unui nume al unui martir. Este vorba de Voicu Rusin, care a fost închis, condamnat tot așa pe 25 de ani în închisoarea din Galați și a murit în anul 1944 în timpul unor bombardamente când închisoarea a fost bombardată. Avem povestea frumoasă a lui Vasile Șchipor din Vicovu de Sus, care a fost trimis pe front în linia întâi pentru că era credincios penticostal. La un moment dat, într-o situație în care nu mai aveau muniție nici românii, nici cei din armata rusească, au avut o confruntare la baionetă. Vasile Șchipor s-a gândit că oricum
Astăzi este ziua plecării în veșnicie. S-a pus sprijinit pe pușcă să se roage. După altercația care a fost, lupta care a fost, s-a făcut liniște și a dat seama că nu l-a omorât nimeni. A deschis ochii și a văzut un soldat asiatic din armata rusească și el la fel se ruga sprijinit pe pușcă, doar ei doi mai erau acolo pe câmpul de luptă. S-au îmbrățișat și apoi s-au despărțit, da? Pentru că erau în două armate rivale. Este povestea aceasta interesantă a, sau experiența aceasta interesantă a lui Vasile Schipor din Vicovu de Sus. După al doilea război mondial, ca și persoane care au murit pentru credința penticostală, în consemnările pe care le avem, doar Ion Jilovianu în anul 1948, perioadă în care, așa cum relatează și Richard Wurmbrand, că s-a întâmplat și în comunitatea pe care o păstorea el, au intrat într-o zi niște bărbați în biserică, au avut un comportament ofensator și apoi, la finalul programului, când credincioșii doreau să părăsească sala bisericii, i-a așteptat la ușă și pe toți i-a tăiat cuțitul, i-a lovit. Fratele Cristian Vasile Rosche a fost membru în acea comunitate păstorită de Ion Jilovianu și el a mers plin de sânge acasă și a trăit direct această experiență. Ion Jilovianu a mers a doua zi la poliție ca să denunțe această situație și în urma bătăii pe care a primit-o în acea zi, la scurt timp a murit. Dar avem multe situații în care credincioși penticostali au fost condamnați la mai mulți sau mai puțini ani de închisoare. Eugen Bodor, de exemplu, a fost condamnat în 1961 la 5 ani de închisoare pentru că a scris la mașina de scris un studiu despre darurile Duhului Sfânt. Apoi Pavel Ciuciu din Bihor, din Picleu, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a predicat fără să aibă voie, era considerat și chiabur, el fiind înainte de perioada comunistă, fiind un țăran mai bogat. Apoi Iacob Alecu din Sibiu a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Constantin Caraman, care împreună cu Vasile Gașpar au fost surprinși la o întâlnire de rugăciune, au fost de asemenea condamnați la 4, respectiv 3 ani de închisoare. Constantin Caraman a fost de foarte multe ori anchetat. A fost un important organizator a mișcării clandestine în cultul penticostal. Trafic de literatură creștină, organizare de studii biblice clandestine. El nu era căsătorit, nu avea familie, era tot timpul pregătit să meargă, să sufere pentru credință. La un moment dat, chiar împreună cu alți credincioși, din Biserica Baptistă și un credincios din cultul creștin după Evanghelie, a redactat un memoriu protest care a fost citit la Radio Europa Liberă la sfârșitul anilor 70. Din nou a fost puțin pentru o perioadă arestat, dar deja exista în anii 70 și 80 o presiune internațională care sprijinea pe cei care erau persecutați, ceea ce în anii 50-60 nu se întâmpla. Cu siguranță ar fi multe de discutat despre această istorie, despre mărturile care sunt și au fost a celor care au suferit pentru credință, care cu siguranță ne ajută pe noi astăzi să înțelegem că a trăi pentru Dumnezeu necesită un preț pe care trebuie să-l plătim și când trebuie să-l plătim, trebuie să-l plătim dacă vrem să ne arătăm loialitatea față de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb cum arată dinamica bisericilor penticostale din România, din perspectiva dumneavoastră, cum arată această dinamică a bisericilor penticostale, a mișcării penticostale în România?
Dacă primii credincioși sunt undeva, da, între anii 1920-1922, sunt doar puțini credincioși penticostali, prin 1931 avem o statistică oficială care numără vreo 3500 de credincioși penticostali. Totuși, se pare că cifra era mult mai mare, se creau greutăți în a obține, a trece de la confesiunea majoritară la o altă confesiune, astfel că mulți nu puteau, se percepeau și anumite taxe destul de mari pentru aceasta, astfel că putem să spunem că cifra era mult mai mare. Avem mai multe cifre chiar prin anul 1933, cum ar fi fost aproape 9.000 de credincioși penticostali în România, dar tot o cifră oficială prin 1938 indică vreo 7.200 de credincioși penticostali. Putem bănui că dacă în 33 au fost aproape 9.000, deja erau mult mai mulți. Prin 1945, când cele trei grupuri penticostale se reorganizează, ele numără împreună cam 15.000 de credincioși penticostali. În următorii 5 ani, numărul penticostalilor din România a crescut foarte mult, astfel că prin 1950, când primesc recunoaștere oficială din partea statului comunist, în România sunt cam 31.500 de penticostali. De-a lungul perioadei comuniste avem unele cifre mai mici și mai mari, astfel că ar fi subiectiv să le prezentăm, dar pe la sfârșitul perioadei comuniste, prin 1989, se apreciază că erau în România cam 250.000 de credincioși penticostali. La recensământul din 1992 sunt 220.000 de credincioși penticostali în România. Acum, scăderea din 89 s-ar putea datora pe de o parte faptului că mulți credincioși penticostali au dorit să emigreze și în 90 au plecat, dar pe de altă parte și condiționării celor care au făcut recensământul. Vedeți, și astăzi mai sunt astfel de condiționări, dar păi în anii 90, astfel că mulți credincioși penticostali să nu fi trecut penticostal la recensământ. Pentru că în 2002 avem o creștere de 50% a numărului penticostalilor din România, deci în 2002 sunt 330.000 de persoane care se declară penticostale în România, iar în recensământul din 2011 o creștere cu 10%, 367.000 de persoane s-au declarat de credință penticostală. Biserica penticostală este cea mai numeroasă biserică evanghelică din România, într-o expansiune bună, frumoasă. Aș vrea să vă întreb, cred că toți ceilalți care ne uităm la modul în care Dumnezeu lucrează în Biserica Penticostală, ne întrebăm care sunt motivele pentru care Biserica Penticostală crește, are această expansiune, și mai avem doar câteva minute, dacă vreo 5 minute, dacă vreți să ne spuneți, uitându-ne la toată această istorie, la modul în care Dumnezeu a lucrat, la ce s-a întâmplat, cum vedeți dumneavoastră această creștere și motivele care stau în spatele acestei creșteri? Securitatea își punea această întrebare de-a lungul perioadei comuniste, de ce confesiunile evanghelice au o rată de creștere mare și în special se întrebau și despre penticostali, pe care la început le-a oferit recunoaștere oficială, spun documentele securității, pentru a-i scoate din anonimat și pentru a distruge Biserica Penticostală. În anii 50, securiștii erau foarte optimiști că în maxim 10 ani Biserica Penticostală din România nu va mai exista.
În anii 60 încă mai erau destul de optimiști și aveau planuri clare legate, deci planuri cincinale legate de distrugerea bisericii penticostale. Deja în anii 70 și-au dat seama că nu reușesc să facă lucrul acesta. Au devenit atât de, cum zic, frământați de această situație a creșterii bisericii penticostale din România, încât în anii 70 am găsit în documentele de arhivă că au căutat să facă un inventar al fanfarelor, al corurilor penticostale din România. Vreau să știe câte sunt și în fiecare câte persoane cântă. Pentru că au spus ei, divertismentul este cauza creșterii bisericilor penticostale. În anii 80 și-au dat seama că nu este acesta răspunsul și au căutat răspunsul pe alt palier, s-au gândit că faptul că sunt mulți emisari care vin din străinătate în România și aceștia ar fi cauza. În fiecare an, în anii 80, organizau operațiunea Orizont. Operațiunea Orizont se numea Orizont 80, Orizont 81, Orizont 82, pentru fiecare an în parte, se urmărea toate persoanele care intrau în România, care vizitau biserici penticostale, care intrau în legătură cu biserica penticostală. Și toate care au intrat, toate persoanele acestea, erau, li se aduna informații despre ele, o biografie a fiecăruia și securitatea se păstrează astăzi în arhivele securității, vreo 6 volume mari și late, în care în ordine alfabetică avem toți emisarii străini care au intrat legat de Biserica Penticostală în România. Ei bine, nici acesta nu este răspunsul, faptul că am fost vizitați de persoane din străinătate, atât în România cât și pe plan mondial. Biserica Penticostală are un dinamism foarte mare. Putem spune că, de fapt, Biserica Penticostală apare la începutul secolului 20, probabil și ca un contrarăspuns la teologia liberală, care s-a răspândit foarte mult în secolul 19 și care încerca să demitizeze Sfânta Scriptură, să considere că nu există supranatural, că aceste lucruri nu s-au putut întâmpla. Ei, credincioșii penticostali, care se mai numesc și apostolici, consideră tocmai acest lucru, că darurile Duhului Sfânt, vindecările supranaturale, botezul cu Duhul Sfânt, toate acestea se pot manifesta și astăzi ca și în vremea apostolilor. Aceasta cred că stă această credință și practicarea, apropierea de Dumnezeu și acceptarea lucrării Duhului Sfânt este secretul dinamismului Bisericii Penticostale, atât din România cât și din lumea întreagă. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare. Am remarcat pasiunea dumneavoastră pentru istorie și o analiză foarte bună, detaliată și în profunzime a ceea ce a fost Biserica Penticostală. Apreciez munca pe care ați făcut-o. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi în seara aceasta și vă mai așteptăm. Vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Vreau să spun tuturor celor care ne-au urmărit în seara aceasta, vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am observat cum concluzia invitatului nostru, de fapt, este și provocarea pentru fiecare dintre noi. Vitalitatea în viața unei comunități creștine ține de apropierea de Dumnezeu și de dependența de lucrarea Duhului Sfânt, atât în comunitate, cât și în viața personală. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să trăim în dependență de El și în apropiere de Domnul, și acest lucru va face ca creșterea, dezvoltarea noastră, biruința noastră să fie prin ceea ce ne oferă El. Vă doresc o seară bună tuturor. La revedere!